Vremea răcoroasă îi determină pe gorjenii să facă focul în sobe, însă aceștia nu își iau măsurile de precauție, necurățând coșurile așa cum este indicat, fapt ce duce la izbucnirea incendiilor. Seara trecută, pompierii au intervenit să stingă focul de la o casă bătrânească din comuna Drăguțești. Două echipaje de SIS incendii din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu au fost solicitate și au intervenit aseară în comuna Drăguțești, stat Cârbești, ca urmare a izbucnirii unui incendiu la o casă de locuit. Ajuns la fața locului, colegii au constatat faptul că incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit, fiind afectate obiecte de mobilier, articole textile și elemente din lemn, pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați, în interiorul camerei de locuit, precum și al acoperișului. Cauza probabilă a incendiului o reprezintă jarți sau scântei provenite de la coșul de fum necurățat ori neizolat corespunzător față de materiale combustibile. Pentru a evita asemenea situații, oamenii trebuie să știe că înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum trebuie verificate, amănunțit și reparate.